Transplantul de organe în Republica Moldova a fost pus pe brânci din cauza pandemiei din ultimii 2 ani, dar și din cauza reticenței populației de a dona organele rudelor care se află pe patul de moarte. Anul trecut, de exemplu, au fost efectuate doar 4 transplanturi de ficat, 9 de cornee și niciun transplant de rinichi. Asta în timp ce în țara noastră aproximativ 100 de persoane sunt în așteptarea unui transplant renal sau hepatic. În țara noastră este posibilă doar transplantarea 2 organe, ficat și rinichi, dar și a mai multor țesuturi, precum piele, os, tendon și membrană amniotică. În ultimii 2 ani, din cauza pandemiei, au fost efectuate mult mai puține transplanturi. De exemplu, din 15 intervenții de înlocuire a ficatului preconizate pentru anul trecut, au fost efectuate doar 4. În premieră, însă, cu sprijinul medicilor români, a fost făcut un transplant pediatric. Este vorba de un copilaj de 1 an și 8 luni, care avea o patologie genetică destul de complexă și doar transplantul de ficat putea să-i prelungească, să-i salveze viața băiatului. Intervenția a avut loc cu succes, mama a fost donator. Pentru comparație, în Moldova, cele mai multe transplanturi au fost efectuate în anul 2016. Atunci, medicii noștri au efectuat 22 de transplanturi de rinichi și 9 de ficat. Anul record, de fapt, de transplanturi pentru Republica Moldova a fost anul 2016. Atunci s-a reușit chiar a face și un maraton, da, când medicii 2 zile n-au ieșit din spital și din sălile de operații. Au făcut pe bandă rulantă mai multe transplanturi. Asta s-a datorat faptul că am fost asistat în acel an foarte mult de prietenii noștri din Uniunea Europeană, care au și ajutat această mare familie, și ajutat la punerea pe picioare a transplantului în Republica Moldova. În acest an, agenția de transplant planifică să realizeze cel puțin un transplant de organe pe lună. Pe viitor, medicii din țara noastră ar putea face și transplant de inimă și plămâni. Impedimentul este lipsa experienței specialiștilor. Printr-o strânsă conlucrare însă cu medicii străini, Moldova ar putea avansa și la acest capitol. Transplantul cardiac și transplantul pulmonar necesită cazuistică, pentru ca să ai o echipă. Aici, varianta de aur, într-adevăr, este să avem o echipă mixtă sau, de ce nu, să apelăm la serviciile statelor vecine, că atât în Ucraina, cât și în România sunt echipe care fac acest lucru și o fac foarte bine. O altă problemă în ceea ce privește transplantul de organe în Republica Moldova este reticența oamenilor de a dona organele sau țesuturile rudelor aflate în moarte cerebrală, motivele invocate fiind deseori cele religioase sau lipsa de informare. Mă bucur foarte mult că lumea donează sânge și donează cât mai mult, dar să înțeleagă că donarea de țesuturi este același lucru, decât țesuturile sau organele să putrezească în pământ, ele ar putea să salveze o viață. Dacă să ne amintim, primul transplant de rinichi a fost făcut de un cleric tot. Și dacă Dumnezeu era să fie împotriva transplantului, cu siguranță dădea peste mâini acelui cleric să nu facă această intervenție. Directorul agenției susține că informarea și promovarea acestei practici va începe încă în școli, în cadrul disciplinei Educație pentru Sănătate. Acum suntem pe calea de a lărgi acest proiect pe 23, dacă nu mă înșel, instituții de învățământ, pentru că discuțiile în cadrul școlii ulterior se extrapolează în discuții în cadrul familiei și fac cumva acest subiect să devină cunoscut. Pentru că, dacă se recunoaștem, puțin știu că în Republica Moldova se face transplant. Și mulți știu despre transplant din filme. Anul trecut, cele mai multe transplanturi efectuate au fost cele de țesut, în număr de peste 270 de intervenții. În prezent, pe listele de așteptare, sunt 94 de persoane care au nevoie de un nou ficat sau rinichi. Menționăm că orice fel de transplant de organe sau de țesuturi se efectuează gratuit, iar beneficiare pot fi doar persoanele asigurate. Toate cheltuielile le suportă Ministerul Sănătății. Donatorii principali sunt persoanele aflate în moarte cerebrală. Anual, în Moldova decedează în medie 150 de persoane care o perioadă s-au aflat în moarte cerebrală.